Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pamfletul colegului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, are titlul Din scandal în scandal, tale politicii românistaneze. Românistanului Fruncea. Trebuie să o recunoaștem, să fim obiectivi, fiindcă prea ne-am luat mereu de Românistan și nu vrem să se creadă că avem doar o singură țintă, azi ne vom ocupa și de domeniile în care este Fruncea, adică ocupă un loc onorabil în lume. Și sunt multe lucruri în care atât Românistanul cât și românistanezii excelează și ne facem azi datoria de a le semnala lumii întregi. Și ca să dovedim că suntem serioși în ceea ce urmează, vă vom prezenta cazuri fericite din mai multe domenii. Și fiindcă suntem buni credincioși, vom începe cu religia. Spovedatea și fatul. Prea mult timp au fost criticate guvernele românistaneze că acordă mulți bani popilor și că în loc să construiască școli și spitale, ridică biserici cu turle aurite. Occidentul decadent nu e în stare să aprecieze spiritul românistanezilor venit din meandrele întunecate ale Big Bang-ului, ei fiind primii și adevărați creștini. Românistanul trăiește într-o perfectă simbioză cu religia și invers sau viceversa. Ca să fiu mai explicit, politicianul românistanez dă bani popii ca să facă biserică, acesta o ridică econom și din aceiași bani ridică și trei case personale, după care duminică de duminică popa din amvon îi face campanie electorală. Unde naiba s-a mai văzut în lumea întreagă așa simbioză perfectă între oameni atât de diferiți? Au fost proteste finanțate de Oculta Mondială și de Anticristul de Soros și îndreptate împotriva introducerii religiei în școli și grădinițe. Oare de ce? În Românistan se știe mulți popi, chiar iubesc copiii și iubesc uneori cu asupra de măsură. Mai nou, purtătorii de tunici negre și crucifixe din aur masiv au demonstrat că până și banala spovedanie poate fi un bun mijloc pentru a arăta iubirea de aproape, mai ales față de femeile mai tinere și mai dotate cu nuri. Și ca să nu cadă respectivele enoriașe în păcatul satanei, unii întunericiți, așa cum de altfel s-a și demonstrat, se sacrifică prelungind spovedania, încât să aibă timp ca să atingă cu mâinile lor sfințite toate părțile corpului femeii spovedite, alungând satana și dăruind în schimb plăceri trupești de invidiat. Dar satana și oculta mondială iar și-au băgat picioarele în sfânta taina spovedaniei românistaneze, și-au determinat în altul bor să modifice practica spovedanii românistaneze, astfel că de acum încolo preotul sau popa, după caz, nu mai au voie să stea aproape de copii și enoriașe în timpul slujbei de iertăciune, distrugând astfel relația interumană și intertrupească dintre cler și femeie sau copii. Păi bine, mai nenorociților, cum să mai simte enoriașa adevărata binecuvântare a duhovnicului? Și vă mai mirați că Românistanul are spor negativ la populație? Avem, n-avem ce face, o punem de scandal. Un alt domeniu în care, datorită guvernanților, Românistanul excelează e cel al educației prin mass media. Conform statisticilor pământene și nu numai, marea majoritate a populației terestre trăiește într-un stres continuu, fiindcă mass media din țările lor îi ține tot timpul într-o extraordinară presiune. Ba amenință cu modificarea climatică, ba cu întrebarea retorică dacă dă rusul cu bomba atomică, dacă Terra va mai putea hrăni excesul de populație, dacă plouă sau dacă e secetă, dacă e bine sau să nu facem sex, dacă e mai bun în farfurie gândacul de bălegar decât porcul tradițional, o grămadă de dacă și iar dacă. Spre deosebire de terorismul micul ecran promovat de Occidentul decadent, condus de reptilieni, în Românistan, numit nu știm și de ce, Absurdistan, televiziunile atât de stat cât și cele private evită astfel de programe obositoare, alarmante, stresante și indecente în același timp. Astfel, în loc de catastrofe iremediabile și prognoze stresante, pe micile ecrane românistaneze rulează non-stop numai programe culturale, educative și de interes național. Telespectatorii românistanezi sunt delectați cotidian cu subiecte atractive precum divorțuri în lumea bună, scandările moralizatoare ale galeriilor de fotbal, aportul oamenilor bisericii la creșterea scorului de natalitate, premierea doctorilor cu plicuri îndesate și mai ales cu transmisiuni sportive în direct de la campionatele naționale de lupte libere, desfășurate 365 de zile din 365 în arena Parlamentului Național. Și ca să aibă mereu subiecte atractive, politicienii românistanezi
au reinventat scandalul. Nu e zi lăsată de cel de sus și binecuvântată de ucigăltoaca ca să nu avem parte de un scandal provocat și nu iscat. Scandal în Parlament, scandal la guvern, scandal în coaliție, scandal la primărie, scandal la parcare și în mall. Ba chiar și în biserică și în restul de instituții importante. Astfel, poporul românistanez scapă de stres, având servite cu dărnicie scandaluri după scandaluri. Fericit popor românistanez, fericit și fără grijă apăsătoare. Nu sunt bani, dar există miracole. Pentru cârcotașii de serviciu ne simțim obligați să semnalăm unicul miracol din lume și care, numele Domnului fie lăudat, se desfășoară unde altundeva decât în mult hulitul românistan. Dar să exemplificăm. Nerecunoscătorii de românistane se plâng toată ziua că n-au bani, că salariile lor sunt prea mici, că facturile sunt prea mari, că n-au bani de medicamente, că iar și iar că. Da, să vezi ce miracol! Să nu mai aud de chestia aia fantezistă cu cele 5 pâini și 2 pești care au hrănit 5.000 de oameni la Marea Galilei. Să nu mai aud de Lourdes sau Fatima, nici măcar de ciobanul Petrache Lupu. Singurul miracol adevărat, dovedit și filmat, se întâmplă doar în Românistan și nu doar odată, ci se repetă cu o consecvență demnă de Nobel, Oscar, Herder sau Premiul de Stalenin pentru pace. Deși se plâng că n-au bani și e chiar adevărat, totuși în Românistan cetățenii reușesc să umple la refuz cârciumile, terasele, barurile și bombele bahice de Mahala. Și asta mereu și dacă ne gândim că prețurile din aceste instituții cultural moralizatoare sunt de zeci de ori mai mari decât cele din anostele alimentare, e clar că ceea ce se întâmplă e un adevărat miracol. Să n-ai bani și totuși să mănânci și să bei până dai în gropi pe care le umpli apoi cu o vomă verzui roșiatică, e dovada clară a miracolului românistanez. Nu degeaba se mai spune că Românistanul este cârciuma Maicii Domnului. Românistanezii sunt un popor binecuvântat încă de acum miliarde de ani, de când au apărut, cu mult înainte de apariția dinozaurilor și de munca inutilă a unuia de sus de a face grădina raiului. Ăsta e adevărul și nu mai trebuie ascuns. Românistanul e poporul primordial și nimic nu s-ar fi întâmplat pe Terra și nu numai fără voia și aportul neprecupețit al românistanezilor primordiali. Ai pierdut, continuă. Ai câștigat, continuă. Aceste vorbe mărețe nu aparțin lui Pierre de Coubertin, așa cum eronat susțin istoricii, ci a fost transmis oral, adică din gură în gură, din vremuri ancestrale. Și-au aparținut marelui înaintaș al românistanezilor, inițiatul mare profet și autodidact, Zamolxis. Și de atunci românistanezii se conduc după acest principiu. Și dacă nu credeți, uitați-vă la echipa națională de fotbal a Românistanului, zis nu știu de ce și absurdistan. Astfel, de decenii multe încoace, atât naționala românistaneză cât și echipele de club nu mai bat pe nimeni. Probabil din spiritul umanitaro-creștinesc, dar totuși perseverează și joacă în continuare chiar dacă Occidentul decadent le-a retrogradat nemilos și nejustificat în ultimele grupe valorice. După bunul exemplu dat de fotbaliști și alți sportivi în Românistan, le-a urmat exemplul precum boxerii, gimnaștii, atleții, handbaliștii și basketbaliștii. O notă aparte, negativă din păcate, au făcut-o sportivii de la sporturile nautice, care, contrar spiritului creștinesc, au continuat să bată tot ce au întâlnit în cale. Rușine lor și antrenorilor. Economie de creier și de timp. Un alt domeniu în care Românistanul se lăfăie nestingherit pe primul loc în lume și nu numai, spre ciuda și invidia ocultei și guvernului mondial, a reptilienilor și a grupului Bilderberg, a incașilor și maiașilor, a lui Vladimir Putin și Recep Erdogan, este cel academic al masteratelor și doctoratelor. Spre furia multora, românistanezii dețin recordul mondial la cantitatea de masterate, doctorate și alte titluri științifico-academice pe metru pătrat, dar și pe cap de locuitor. Și asta se datorează, pe de o parte, dragoste infinite pentru cultură și știință, pe de altă parte, mirosului atractiv al recompenselor financiare, dar și, nu în ultima și cea mai neimportantă, descoperirea epocală a foloaselor aduse de banalul instrument numit Xerox. Românistanezii în frunte cu cei mai iubiți și aleși fii ai poporului. În loc să folosească Xerox-ul pentru banale copii de acte, au reușit să-i dea o nouă evaluare și importanță.
adică să-l utilizeze exemplar în multiplicarea necontrolată a lucrărilor cultural-științifice, încât doctoratele și masteratele să ajungă cu parcimonie la tot neamul și poporul. Și-au reușit astfel doar în Rumânistan, zis nu știu de ce și absurdistan, să existe femei de serviciu cu doctorat în fizică atomică, fotbaliști cu diplome în cuantică einsteiniană și politicieni cu excepționale lucrări în metafizică freudiană și în teoria marsului la table din 10 lovituri de 6-6 cu zaruri metafizice din plastic reciclabil. Dar și în acest domeniu în care rumânistanezii s-au dovedit irezistibili de primordiali, Occidentul decadent a reacționat mizerabil și a manipulat, astfel, niciun rumânistanez din cei peste 10 milioane de doctoranți nu a primit premiul Nobel, nici măcar Oscarul sau Zmeura de Aur. Ce rușine, ce ingratitudine, ce bătaie de joc la adresa legendarului popor rumânistanez. Nici nu am cuvinte să-mi descriu furia la adresa acestor teroriști internaționali ai culturii și științei mondiale. Economie de aur, economiști de tablă ruginită. Nu cred că au existat în lume vreodată atâți economiști de renume ca în guvernul și parlamentul din Rumânistan. Și culmea, pentru acești specialiști în economie, nici n-a fost nevoie să urmeze vreo facultate de profil. Practic, s-au născut cu economia în sânge când erau bebeluși, nu sugeau lapte, ci valute, n-au fost botezați în cristelniță, precum majoritatea copiilor din lumea întreagă, ci în vase cu plus valoare. Iar la școală nu l-au studiat pe John Law, Otto von Bismarck sau Nouriel Roubini, niște amatori de fapt, și-au răsfoit și aprofundat teoria Caritas, emisă de supercreierul Stoica. Postulatul FNI, gândit profund de Sorin Ovidiu Vântu și jurnalul de memorii Adrian Năstase, patru case, cu pseudonimul de Bombonel. Și astfel în Rumânistan s-au emis primordial teme financiare irefutabile precum: cu cât dai salarii mai mari, cu atât crește fondul de pensii. Cu cât te împrumuți mai mult și la dobânzi mai mari, cu atât viitorul copiilor și nepoților e asigurat. Cu cât cheltui mai mult pe paranghelii și zile aniversare, cu atât nu mai duci grija banilor, fiindcă nu-i mai ai. Cu cât mai multe și bănoase pensii speciale, cu atâția mai mulți pensionari fericiți. Cu cât crește numărul de bugetari, tot cu atât îți crește numărul de voturi și poți mări taxe pe capul privaților. De ce să produci ieftin când poți importa scump? De ce să stagnezi în legislația financiară când poți, cu puțin efort, să o schimbi în fiecare zi? Și în final, cea mai importantă găselniță în domeniul financiar, unică în lume și nu numai, ea regăsindu-se doar în primordialul stat rumânistan, zis nu știu de ce și absurdistan. Finanțiștii excepționali din Parlament au descoperit că se face o pagubă imensă în bugetul de stat, investind în școli și spitale, când cu bani mai puțini se pot rezolva toate problemele din educație și sănătate. Deci, în loc de insipidele costisitoarele școli și spitale, mai bine construiesc biserici unde popii se vor ruga pentru sănătatea și educația rumânistanezilor, cel de sus le va îndeplini rugile. Și uite așa, în Rumânistan funcționează principiul 1-3. Adică religie, educație și biserică doar într-o singură instituție. Cu salarii mai puține, angajați mai puțin și rezultate pe măsură. Să mai zică decadentul Occident ceva. Mucles, rumânistanezii l-au astupat plonțul. Așteptăm totuși și binemeritatul premiu Nobel pentru economie. E clar, timpul ca această onoare să ajungă în sfârșit în Rumânistanul zis, nu știu de ce, încă și absurdistan. În loc de concluzie, un protest hotărât. Acest mic spațiu, folosit de obicei pentru tragerea de concluzii, astăzi îl rezervăm în mod excepțional unui protest al poporului rumânistanez. Către Oculta și Guvernul Mondial, grupurile Bonnier, Bilderberg și Monaco, ONU, NATO și Tratatul de la Varșovia, domnilor Soros, Marx și Engels și celorlalți reptilieni reacționari. În numele și spiritul primordialului Iamolxis, în numele dezmoșteniților de către comitetele Nobel și Oscar, în numele întreg poporului rumânistanez, protestăm cu fermitate împotriva discriminărilor făcute intenționat de către Occidentul decadent. Protestăm vehement pentru jignirea națională prin atribuirea cognomelui de absurdistan. Protestăm indignați contra cărăbușului de bălegar și ale custelor africane.
Protestăm pentru viitorul copiilor noștri, pentru viitorul Românistanului, pentru pacea mondială și universală. Și în final, vă adresăm tradiționala urare românească, duceți-vă dracului și lăsați-ne pe noi în prostia noastră tradițională. Semnează indecifrabil un număr impresionant de masteranți și doctoranți românistanezi, circa 10 milioane de indivizi revoltați. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!